Salut, bine ați venit! Astăzi o să vedem un top 10 de felicitări de Crăciun din anul ăsta, care am făcut eu, handmade. Să începem. Să știți că dacă vă place una, să-mi puneți în comentarii să-i fac tutorialul dacă încă nu l-am făcut. Să începem. Pe locul 10 este asta. E o căsuță. Cum vedeți, e foarte drăguță, cu de Crăciun. Și e destul de ușor de făcut. Dacă îl deschidem, am pus niște stickere și cartoane. Asta e spatele. Și e foarte drăguță, îmi place mult. Să mergem la următoare. Pe locul 9 avem altă felicitare cu mov. Și o felicitare peste un carton roz, un globuleț, un sticker. Aici trei cartoane lipite una peste altul, să rămână 3D și aici altul. E foarte drăguț înăuntru, dacă vedem. La fel, e foarte frumos cu stickere și cartoane în formă de copac de Crăciun, de brad. La fel, e foarte ușor de făcut și e destul de simplu. Asta îmi place mult. E foarte ușor și simplu de făcut, fiindcă are foarte puține lucruri, dar e drăguță. Vedeți, am aici o fundiță, un sticker și am scris aici. Și dacă vrem să scriem ceva, doar trebuie să scoatem fundița și aici. Și la urmă, numai trebuie să punem la loc fundița. Așa. Următorul, pe locul 7. Pe locul 7 avem altă felicitare cu roșu. Cum vedeți, multe cartoane, de la mai mic la mai mare, și fac un brăduț. Și când mergem înăuntru, avem alt brăduț. Cum vedeți, are diferite tipuri de foi. Așa, vedeți? Și face un efect foarte drăguț. Aici am pus în carton și stickere. E foarte drăguț. La urmă, pe locul 6, avem o felicitare de brăduț, la fel. Și cum vedeți, are ca un efect 3D. Și dacă îl desfacem, putem vedea care ca trei părți. Una, două, e foarte fain și rămâne foarte bine. Pe locul 5 avem una foarte simplă și ușoară de făcut și rămâne foarte bine. Doar am pus, avem aici roșu, peste un carton cu steluțe, peste două cartoane mai mici, una aici și una aici roz, la urmă două rotunduri, una roșie mai mare și una albă mai mică. La urmă, brăduțul, cum vedeți, am pus același carton. Și de cel la urmă am pus melicriză. Asta îmi place foarte mult. Pe locul 4 avem, cum vedeți, asta am făcut tutorialul. Să vi-l las aici jos. E foarte fain. Și sunt ca niște globulețe. E foarte ușor de făcut. Și cum vedeți, rămâne foarte bine. La urmă, pe locul 3 avem altă felicitare, care am făcut-o deja. Noi am făcut două, alea cu globulețe și asta, cu brăduții. Și ți-l las aici jos, dacă vrei să intri. Cum vedeți, e foarte frumoasă. Avem, e foarte ușor, un carton verde deasupra altul, două pătrățele, trei rectunghiuri roșii și la urmă brăduțul
care e un pic mai complicat, dar e bine de făcut. Rămâne foarte bine. Pe locul 2 îmi place foarte mult. E vintage, cum vedeți. Și pare greu, dar e destul de ușor. Are multe lucruri și rămâne foarte bine. Aici am un globuleț. Aici un sticker 3D. Și aici un cadou, la fel. Înăuntru n-am nimica, dar puteți să puneți, să scrieți ce vreți. Dacă vreți tutorialul, nu uitați să-mi puneți jos. Să-mi scrieți. Vreau tutorialul de la top 2. Sau numărul care vă place. Și pe locul 1, aia care îmi place mai mult, e asta. Îmi place destul de mult partea de asta, dar prinăuntru îmi place mai mult. Cum vedeți, e foarte drăguț. Și prinăuntru e... Vedeți, e un brăduț și foarte drăguț, fiindcă are efectul ăsta care poți să-l închizi și să-l deschizi. La urmă are niște cadouri, la fel, un pic în 3D și îmi place foarte mult, fiindcă rămâne foarte bine. Și nu e nici greu, nici ușor, adică e normal, dar rămâne foarte bine. Și ca să-l închidem, doar trebuie să facem așa. Și cum vedeți, pe aici, partea asta rămâne la fel foarte bine. Și asta e tot. Aici nu uitați să-mi scrieți în comentarii care vă place cel mai mult și care vreți să fac tutorialul. Care vreți să fac tutorialul. Pot să fac oricare vreți. Nu uitați că astea două deja le-am făcut. Celelalte doar trebuie să-mi spuneți numărul care este ca să le fac, sau, de exemplu, aia cu căsuța, și o să le fac în curând. Sper că v-a plăcut și vă aștept la următorul tutorial. Pa! La urmă, mergem la locul 2. Ăsta îmi place foarte, foarte mult. E un pic vintage, destul. E Crăciun vintage. Ce pasă! Pe locul 2 îmi place foarte mult, e vintage, vedeți, e foarte drăguț, ca un Crăciun vintage.